Tot în Beijing și tot noaptea, uite, e o stradă aglomerată, sper aglomerată, dar uite ce am descoperit aici. Wow! Ia uite-l pe ăsta, ia uite-l pe ăsta. Ia uite-o pe Laura cu ăsta. Wow, ce-o fi ăsta? Asta este un magazin, un supermarket. Mai nu e ceva cu papuci, cu leagăne. Un magazin de papuci, ăsta e magazin de papuci. Aici o clădire super veche. Niște picturi. Uitați-vă ce nebunie e pe jos aici. Magazin lângă magazin, dar sunt destul de scumpe, adică noi am găsit mult mai ieftine chestii. Probabil că aici sunt chiriile foarte mari și de asta prețurile sunt și ele mari. Ia uite. Se termină strada, de asta un curs. Da, se termină strada comercială. S-o luăm înapoi. Aici e un exchange. Iar aici sunt bijuterii mai scumpe, mai arătoase. Aici tot din ăștia care lucrează în bijuterii. Hai să-i vedem. Ia uite ce dau acolo, toc, toc, toc. Ăsta nici nu interesează, numai pocnește fierul ăla. Lucrători în argint. Ți face pe loc, dar te face pe tine din argint. Da, da, da. Te-o bate direct pe mână, pune mâna acolo. Ia uite roboțelul. Roboțelul care face... Nu știu ce naiba face. Și aici e copilul lui care stă. Miroase urce face, da. Aici e altă chestie. Aici e altă chestie care miroase oribil. Aici e... Am găsit-o pe Mișa, care bagă dește în toate alea. Fată! Și că e bun. Dar minte. E iută rău. Pute e rău de tot. E o pastă de ardei sau nu știu. Da, vă rog, ăsta e un robot. Este o pastă de ardei sau ce n-ai mai? Ceva cu mirodenii, dar complicat de spus ce. Ce fie aici? Asta cred că e un usturoi verde putrezit. Nu știu să vă spun absolut nimic altceva. Nu, nu, chiar nu știu ce să vă spun. Nu știu ce să alea, de exemplu. Ardei, poate. Aici gustă lumea și se strâmbă. Uite ce e. El vrea din altceva. Nu din asta. Ne l-am rămas bun de la roboțel și de la copilul lui. Și vă pupăm. Iar aceasta, dragilor, este poarta de intrare în orașul vechi. Beijing. Noi acum suntem în orașul vechi. Uite aici pe băieți. Cucu! Unde o fi și Laura? Aici e și Panda. Vă salut din Beijing, din orașul vechi. Suntem și răcând pe ce să dea tramvaiul peste noi, că n-am văzut că sunt șine pe stradă. Uite tramvaiul! Știți unde merge tramvaiul? La poarta veche a orașului. Dincolo de poartă este piața Tiananmen. Faceți cu mâna mea, că era să vă calce tramvaiul! Iupi! Nu face nimeni cu mâna, iupi! Iupi! Te mai fotografia atâta! Necălcăcii de tramvai! Am scăpat de la